22 septembrie. O deosebire în îmbrăcăminte. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. 1 Timotei 2, cu 9 la 10. Copiilor lui Israel li s-a poruncit să poarte o panglică simplă de culoare albastră pe marginea veșmintelor lor, pentru a-i deosebi de națiunile din jurul lor și pentru a arăta că ei erau poporul ales al lui Dumnezeu. Numeri, capitolul 15, de la versetul 39 la 40. Poporul lui Dumnezeu de astăzi nu trebuie să poarte un semn special pe hainele lor, dar în Noul Testament ni se fac adesea referiri la vechiul Israel, pentru a lua ca exemplu. Dacă Dumnezeu a dat astfel de instrucțiuni precise poporului său din vechime, cu privire la îmbrăcămintea lor, oare să nu aibă el în vedere și îmbrăcămintea poporului său de astăzi? N-ar trebui oare să existe o deosebire între îmbrăcămintea lor și cea a lumii? N-ar trebui oare poporul ales al său, care este comoara sa deosebită, să caute chiar și prin îmbrăcămintea lor să onoreze pe Dumnezeu? N-ar trebui ei să fie exemplu în privința îmbrăcăminții, mustrând prin simplitatea lor mândria, neseriozitatea și extravaganța acelora care sunt lumești și iubitori de plăceri? Dumnezeu pretinde aceasta de la poporul său. Mândria este mustrată în cuvântul său. Noi trebuie să cunoaștem mai mult pe Isus și iubirea sa, decât să știm care e moda lumii. În numele stăpânului meu, fac apel ca tinerii să studieze exemplul lui Hristos. Atunci când dorești să faci un articol, studiezi cu atenție modelul pentru a-l putea reproduce cât de fidel posibil. Acum începeți lucrarea de copiere a exemplului divin. Nu puteți fi asemenea lui Isus nutrind mândrie în inima voastră. Cât de mică valoare are aurul sau margaritarele sau hainele scumpe în comparație cu umilința și farmecul lui Hristos? Frumusețea naturală constă în simetrie sau proporție armonioasă a părților una cu alta, dar frumusețea spirituală constă în armonia cu asemănarea sufletelor noastre cu Isus. Acest lucru îl va face pe posesor mai depres decât aurul curat, ca aurul din Ofir. Harul lui Hristos reprezintă într-adevăr o podoabă neprețuită. El îl înalță și îl înnobilează pe posesorul său și face să se reflecte razele slavei cerești asupra altora, atrăgându-i și pe aceștia la izvorul luminii și al binecuvântării.